și mă întrebam dacă și pentru Botoșani aveți, nu știu, o provocare sau există o sala sporturilor, spre exemplu, care vă poartă numele și care ar avea nevoie de reabilitare, nu știu, mă gândeam, poate din postura de viitor parlamentar puteți vă susține administrația locală pentru accesare de fonduri. Cu siguranță că, așa cum am spus, la nivel de Fălticeni, acolo s-a construit, s-a renovat de fapt un centru pentru canotori. Cred că știți foarte bine rezultatele canotorilor și nu numai a sportului, că aici nu vorbesc doar în numele lor, dar toată lumea mă întreabă ce se întâmplă din atâtea talente și atâția campioni din zona asta noastră. Și părerea mea este că acești copii sunt puși la muncă, prețuiesc valoarea banului, văd, fac ceea ce văd acasă, pentru că fiecare dintre noi a plecat de la țară și la țară înveți să prășești, înveți, nu știu, să mergi cu animalele, să le adapți, să faci curățenie, să faci mâncare și asta te ajută și în viața de zi cu zi. Și cel mai prețios lucru pe care zic eu că nu l-am uitat și nu o să-l uit niciodată, sunt cei 7 ani de acasă. Că tatăl meu mi-a zis așa, oriunde te-ai duce și oricâte medalii ai avea la gât, trebuie să știi să respecti și cu siguranță că vei primi și respectul celor de lângă tine. Așa că Botoșaniul acum o are pe Simona Radiș în frunte, canotajul și sporturile nautice, de ce nu, merită o bază sportivă. Știți foarte bine că terenurile sunt ca peste tot ba concesionate, ba vândute, dar cu echipa de aici de la Botoșani, de antrenori, de sportiv, cu echipa din care fac parte, cu siguranță că vom avea și o bază pentru copiii botoșeneni, că sunt foarte talentați.